Duminică 6 septembrie 2015, începând cu ora 12, se desfășoară Ziua Comunei Pâncești, cea care încheie seria sărbătorilor comunitare prin care primăriile și consiliile locale adună acasă comunitățile risipite peste tot în lumea largă. Manifestările sunt organizate în colaborare cu Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare și Consiliul Ștețean Neamț. După deschiderea oficială a sărbătorii, care va demara cu discursul primarului Constantin Holmanu și al oaspeților de la județ, vor urma festivitățile de premiere ale cetățenilor care contribuie la bunul mers al comunității. Sărbătoarea va continua cu un program artistic în care vor evolua de la talente locale până la artiști consacrați. Cap de afiș pentru artiștii care vor participa la sărbătoarea Comunei Pâncești va fi anul acesta îndrăgitul artist basarabean Ion Paladi, care va concerta începând cu ora 13:30. În program vor mai evolua ansamblul ștețean Floricică de la Munte, cântăreții de muzică populară Oltița Todirică, Costel Ursachi Band, Gigi Moroșan, Nicu Chiriță, dar și Julia New Center și DJ Mayer. Se va organiza și Cupa Comunei Pâncești la fotbal și un concurs de atletism. Întreg evenimentul este organizat cu sprijinul Best Show Event. Cetățenii Comunei Pâncești și invitații sunt așteptați în zona terenului de fotbal, unde se vor desfășura toate manifestările celei de-a patra ediție a Zilei Comunei Pâncești, ce se vor încheia în jurul orei 22 cu așteptatul foc de artificii. Pentru organizarea acestui eveniment comunitar de suflet, Consiliul Local a alocat 200 de milioane de lei vechi, la care se vor adăuga și sume din sponsorizări. Așa cum v-a obișnuit, postul de televiziune Roman 24 va fi prezent la manifestări, pe care le veți putea urmări luni 7 septembrie.